Bună ziua și un gând cald din nou adresez tuturor celor care ne urmăresc. Astăzi emisiunea se va focaliza asupra unui subiect care are o conotație destul de consistentă, juridică, și anume medierea, și îl avem ca invitat pe un oaspete deosebit, reprezentant al Corpului Mediatorilor din Mureș, domnul Ioan Matei. Bună ziua, domnule! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Vom vorbi astăzi despre mediere, mai mult dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți specialistul. Eu însă am să încerc să coordonez discuția în așa fel încât mai ales studenții de la drept să înțeleagă că medierea este o activitate, dar o meserie către care eu cred că ar trebui să fie îndreptat. Și dumneavoastră ce părere aveți? E o profesie foarte frumoasă în evul mediu, pentru că medierea are rădăcini foarte adânci. Mediatorul era o persoană de încredere, respectată de comunitate. Statutul ei îi conferea anumite avantaje raportate la nivelul său în societate. Cunoaștem că este o metodă alternativă de soluționare a disputelor, așa apare în teorie, medierea. De ce alternativă și care este legătura cu disputele? Foarte pe scurt, pentru că după aceea vom intra și în detalii să se cunoască unde se găsește medierea în planul social. Luăm cu începutul. Medierea nu este o profesie juridică, doar creează rezultate juridice. Înțelegerile părților îmbracă o anumită formă pe care o să o dezvoltăm în continuare. Medierea nu este doar pentru absolvenții unei facultăți de drept. Trebuie doar să ai studii superioare și să ai 3 ani vechime. Pentru că medierea nu este legată de să dăm soluții juridice. Pentru că rolul nostru, rolul mediatorilor, este să ajutăm părțile să ajungă la o înțelegere reciproc acceptată. Este foarte important ca omul să înțeleagă că poate să decidă el, nu altul pentru el. Mediatorul doar facilitează dialogul și găsește soluții împreună. Nu impune o soluție. Am înțeles. La ce folosește medierea? Poți să mediezi orice dispune persoana conform codului civil. Latura civilă, dreptul familiei, stabilirea domiciliului minorului, contribuția părinților, este planul parental care poate fi stabilit la mediator. Mulți nu înțeleg că dacă au împreună un copil rezultatul unei dragoste și toată lumea s-a iubit la început, ajung datorită unor cauze mai puțin sau mai mult obiective să divorțeze. Uită că au un copil și țară de oție, lască vestul, mergem în instanță. Adică te-ai iubit atâția ani de zile, te duci în instanță să rezolvi o problemă când poți să mergi la o masă rotundă și să urmărim interesul superior al copilului. Categoric. Poate nu toți uită, dar nu mai fac față situației într-un fel sau altul. Unde intervine mediatorul într-o situație de acest tip? Mediatorul nu intervine. Serviciile mediatorului sunt solicitate. De acord, mediere atunci. Unde apare mediere? Hai să o luăm cu începutul atunci. Da. Cum ajunge un om la mediator? Dacă ai un conflict de care tu poți să dispui, te duci și ceri sfatul. Uite ce necaz am eu. Se poate soluționa sau nu? Unde îl încadrăm? După o analiză a conflictului, realizezi dacă e de mediere sau nu este de mediere. Dacă nu este de mediere, nu poate fi supus medierii. Noi, cel puțin eu personal, recomand serviciile unui avocat. Pentru că mi se pare firesc dacă... De ce o anumită dispută nu ar putea fi supusă medierii? Păi, Care ar fi cauzele? De legislație. Doar legislația? Doar legislația. Legislația din România? Legislația noastră, după care suntem guvernați. Da? De date personale, deci nu vă puteți schimba numele prin mediere, nu puteți divorța la mediator, pentru că nu este de competența noastră. De competența mediatorului, da. Oricum, raportat la actele de dreptul familiei care le face mediatorul, înțelegerea părților privind
partajul, că de partaj nu am discutat. Este un subiect foarte vast de dreptul familiei care se pot soluționa și negocia direct la mediator. Actele încheiate la mediator se depun la instanță în Camera de Consiliu pentru a fi consfințite. Camera de Consiliu, fără public, fără nimic, ai depus actele, te cheamă judecătorul. Voi ați ajuns la înțelegerea asta și înțelegerea trebuie să fie legală, conformitate cu legislația. Da, mulțumesc, liber. Bun. S-a consfințit. Haideți să ne întoarcem puțin și să vedem cine poate fi mediator. Mediator poate să fie o persoană care nu are cazier, care are studii superioare și are 3 ani vechime. Și să facă cursul de mediator. Există încă o portiță, un master în comunicare, în mediere, care îl acceptă sau nu îl acceptă Consiliul de Mediere. Deci trebuie să fie o compatibilitate ceva. Obligatoriu este cursul. Da. De formare. Deci dacă termină, o profesie totuși. Am înțeles. Și să vorbim de studenții de la drept și administrație publică de la Universitatea Petru Maior. Fosta Universitate Petru Maior. Am rămas cu actuala Universitate de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade. Da? Bun. Avem studenți, în special cei către care mă adresez eu, dar din ce spuneți dumneavoastră, și un medic poate fi mediator. Și nu? Un psiholog ar fi un mediator foarte bun. Ar fi un mediator foarte bun. Vom ajunge și acolo. Deocamdată, întrebarea este, a terminat facultatea de științe trebuie juridice. Trebuie să fie licențiat. Este licențiat. Trebuie să dea un examen în profesie sau face trebuie să facă un curs? Nu, face un curs și dă un examen. Deci face un curs și dă examen la acel curs sau... Raportat la cursul care l-a avut. Am înțeles. Sunt anumite tehnici, sunt anumite reguli care țin de legea și procedura medierii pe care omul trebuie să-și însușească, să știe despre ce este vorba. Și când iei un tir, să conduci un tir, îți face instructaj la fiecare, chiar dacă ai permisul de conducere, nu te urci pe el până ce nu-l cunoști tot ce ține. Bine, comparația nu este tocmai ok, dar e nevoie de un curs, de niște reguli pe care trebuie să ți le însușești ca să le poți respecta. Am înțeles. Există și o perioadă de stagiatură sau nu? Da, există. Sub îndrumarea unui maestru. Unui maestru, o perioadă de un an, un an de zile. Un an de zile. Am înțeles. Deci, iată că o primă concluzie necesară pentru noi este și anume să indicăm această profesie studenților care termină o facultate și ulterior sunt interesați să contribuie la soluționarea conflictelor. Acum, pe mine mă interesă foarte mult ce îl mână pe un mediator în meseria pe care o practică. Raportez la persoana mea. Da. Sunt extraordinar de încântat când reușesc să ajut oamenii, să-i ajut la modul cel mai serios, să stingă conflictul dintre ei. Este o satisfacție extraordinară, o împlinire. Găsești soluții. Vin atât de turbați și frustrați și trântește poșeta și el... Deci limbajul lor non-verbal spune că e bai cu oamenii ăștia și după ce bei un par cu apă, bei o cafea și povestești despre fotbal, despre stele, despre ce vrei și îi citești pe oameni cam ce le place. Când s-a detensionat, încet, încet, dacă duci discuțiile într-o direcție bună, constructivă, fără reproșuri, fără critici, nu. Căutăm soluții avantajoase. Tu ce dorești? Tu ce dorești? De multe ori ei cer același lucru. Dar din notițele pe care ți le-ai luat tu când ai făcut informarea și ai făcut o analiză a conflictului, cam îți dai seama ce își dorește fiecare. Dorind să se rănească unul pe celălalt, cer același lucru. Dar nu îi trebuie. Dacă ai priceperea asta ca să-l faci pe om să recunoască că îi trebuie lucrul ăla, ai rezolvat o chestiune extraordinară. Deci ai stins un conflict care ar putea să genereze ani de zile și relația dintre ei, odată deteriorată printr-o sentință judecătorească, nu mai poate fi reparată.
Bun, acum ajungem și acolo. Mă interesează foarte mult, observ că oarecum faceți o distinție între, să spunem așa, teoria medierii ca mijloc de soluționare a disputelor, mijloc alternativ de soluționare a disputelor, o teorie, hai să zicem, consistent juridică, și medierea propriu-zisă, care trebuie să fie un mecanism social de împăcare, înțeleg? Și care pare să fie undeva deasupra ceea ce înseamnă justiția făcută în sistemul etatic. Adică pe coloana, să zicem așa, a instanței judecătorești. Domn profesor, când mergi în instanță, eu vreau paharul ăsta de apă. Da? Dar ție nu-ți trebuie. Îl ceri. Ok. S-ar putea ca instanța să ți-l dea, să nu ți-l dea, să-l împartă în două. Nu se știe. Judecătorul judecă raportat de dovezi, de fapte, de martori, raportat la lege. Strict pe ce s-a cerut. Te trezești, ai cheltuit o căruță de bani cu un proces, nervi, stresul ăla pe holul instanței nu este ușor de suportat. Da? Bani. Și obții ceva ce nu-ți dorești. Și ai două frustrări la sfârșit. Ai cheltuit bani, timp, uzură. Ai ceva ce nu, de fapt nu-ți dorea, numai ca să rănești pe celălalt. Și ce ți-ai dorit tu ție nu se mai împlinește. Și atunci trebuie să stăm să ne gândim de fapt ce dorim. Dorim să avem o luptă publică sau o discuție amiabilă, o negociere și să obțin ce vreau eu. Nu te lăsa umilit, nu lăsa pe altul să decidă pentru tine. Părerea mea, atât timp cât poți să decizi tu. Îmi dați de gândit și cel puțin două întrebări rezultă din ce mi-a zis anterior. O primă întrebare este, cunoaștem că instanțele de judecată au un volum foarte mare de lucru și în consecință adesea poate nu reușesc să se aplece asupra laturii umane, ci mai degrabă asupra procesului de administrare rapidă a probelor și trecerea la următoarea cauză. În activitatea mediatorului se întâmplă același lucru? Sau el se apleacă cu mare atenție asupra laturii umane a persoanelor? Vin combinate, pentru că înțelegerea oamenilor trebuie să fie agreată de legislație. Legislația, după noile coduri, îți permite multe, atât în codul civil, care au fost cuprinse toate comercial dreptul familiei, cât și cel penal și de procedură penală. Îți permite să decizi tu. Dacă îți permite legea să soluționezi tu și ai un cabinet de mediator care te ajută, care e neutru și imparțial, și un lucru foarte important de care oamenii nu țin cont este confidențialitatea. Un proces public de divorț, ce scoate la iveală? Mizeria de sub preș, lucruri neadevărate, martori mincinoși, doar în ideea... Adică produce mizerie, nu numai că scoate mizerie. Scoate mizeria din familie, că da. Fiecare familie da. Dar are și produce ceva, în același cu siguranță, da. Cu siguranță produce. Fiecare familie, ăla care spune că are o familie a la carte, am rețineri. Peste tot sunt probleme, mai mici sau mai mari, de o natură sau de alta. Dar așa funcționează familia. Trebuie să-l susții pe celălalt și să mergi înainte. Când nu mai poți să-l susții sau nu mai vrei sau apare altcineva în viața ta și dorești să închei relația cu persoana respectivă, tu fugi repede în instanță. Stai puțin jos, bea un pahar cu apă și gândește-te bine. Ce vrei să faci? Du-te la un specialist care te poate ajuta. Și ăla e mediatorul. Am înțeles. Evident că e mediatorul. Vreau să ne prezentați undeva două sau trei trăsături pe care ar trebui să le aibă o persoană care este mediator sau intenționează să devină mediator. Calități umane. Odată, deci... Ah.
ce ar trebui să-l definească? Pentru că mă gândesc că nu este o meserie ușoară să duci părțile la un rezultat comun. Este foarte greu câteodată când vezi ce se întâmplă și efortul pe care îl depui ca ei să rămână pe scaun și să nu se ridice, să plece sau mai rău ca să se bată, îți trebuie multă stăpânire de sine. Îți trebuie o gândire constructivă, pentru că sunt vorbe, dacă nu sunt anulate, anihilate, când au fost scoase de gură sau se dai o altă tentă, duce direcția, discuția este dusă într-o direcție nedorită. Și trebuie să fii foarte conștiincios în ceea ce faci. Este foarte important când faci un lucru, și nu mă refer doar în mediere, în general, când faci un lucru, fă-l ca lumea, fă-l cum trebuie făcut. Nu lasă că e bine și așa, lasă, nu merge. Dacă te-ai apucat de ceva, fă-l cum trebuie făcut. În cazul nostru, trebuie să ajuți oamenii să scoți din ei cei mai bun. Să pui pe masă, să le analizezi, să ajungi la înțelegere, să se încheie conflictul, să nu ajungă un litigiu. Ne puteți prezenta în mare, enumera puțin, domeniile în care intervine medierea, poate să intervină medierea? Medierea este în dreptul familiei despre care v-am spus, în comercial, indiferent de sume, și aici este o paletă de lucru extraordinar, dar oamenii nu știu. Acele conflicte comerciale raportate la contracte dintre societăți, obligații, plăți, se pot soluționa prin mediere. De ce? Pentru că este scutit de taxa de timbru. Nu se plătește taxa de timbru la mediere. Se plătește un onorariu bine stabilit sau de comun acord cu toate părțile. Și cel mai important, că înțelegerea părților avută este titlul executoriu. Legea s-a schimbat de curând. Semnat de un avocat, devine titlul executoriu. Deci înțelegerea părților îmbracă forma unei obligații. Nu mai trebuie să o duci în instanță, nu mai trebuie să-l dai în judecată, nu mai trebuie. O duci la executorul judecătoresc și treaba se rezolvă dacă nu se respectă. Dar majoritatea oamenilor, când ajung la propria lor înțelegere, ei o respectă. Pentru că dacă dumneavoastră îmi datorați mie 50.000 de euro și nu aveți de unde să-mi Doamne dați... Ferește. M-am gândit la o sumă mică, dar... Așa. Nu aveți de unde să-mi dați. Și clar, în urma unei medieri, s-ar putea să descoper că aveți o mașină în plus care nu vă e bună. Aveți niște lemne, aveți niște cărămidă de care eu aș putea să am nevoie. Metaforic. Dar... Discutând ședințe, s-ar putea ca acea sumă de 50.000 de euro, care tocmai s-a făcut 100.000, a spus că este mică, da, să fie acoperită de altceva. Lucru care nu se întâmplă în instanță. Te duci în instanță, da? Mi trebuie să-mi dai 100.000 de euro. Plătesc taxe de timbru, că așa cere legea. Da. Câștig. Am câștigat în instanță. Ai o sentință judecătorească. Duci la executor judecătoresc, mai plătesc și acolo. Și mă duc să-l execut pe domnul profesor. Ce iau? Pixul, hârtia. Ochelarii. Da? Aia nu, legea nu-mi dă voie să iau. Nu? Nu? Că sunt obiecte strict care țin de... Am înțeles. Așa. Da. Ai cheltuit o căruță de bani, ai câștigat o sentință. Ce ai făcut cu ea? Du-te la mediere, găsești soluții. A, deci, da, practic, medierea... Găsește, este o zonă soluții, care se remarcă printr-o varietate mult mai mare de soluții, în concret, practic. Am înțeles. Ce aș vrea să precizați, tocmai ați zis că se semnează acordul de mediere de către un avocat. De ce? Care e semnificația juridică? De ce trebuie să semnezi un avocat acordul de mediere? Ca să devină titlul executoriu. Am înțeles, dar ce face? El verifică semnul? Legalitatea. Ca un act, ca să aibă efect, trebuie să fie făcut în conformitate cu legislația. Deci, practic, aici să nu aibă observăm... Vicii.
Da. Diferențele, cu atât mai mult cu cât mediatorul nu trebuie să fie un expert în domeniul juridic. Dar în ce trebuie să fie expert însă? În comunicare. În comunicare. Acest lucru este foarte important. Vreau să trecem la o altă paletă și anume să ne explicați puțin în urma unei medieri. Ce documente se încheie odată și dacă, e o primă întrebare, și a doua întrebare este dacă părțile totuși au recurs la instanța de judecată, pot ulterior să revină oricând, în fața mediatorului? Oricând. Deci un proces început în instanță, sunt două articole în Codul Civil, procedură în care judecătorul poate să trimită părțile la mediere. Mi s-a întâmplat de multe ori. M-a sunat, când aveți disponibilitate, oamenii sunt aici și trimitem la dumneavoastră. În concret? Au venit oamenii la ușă la mine amândoi, stăm jos, despre ce e vorba, ne-au trimis de la judecătorie. Care e obiectul? Partajul. Și de ce v-au trimis? Nu, a zis că trebuie să vină la dumneavoastră. Nu trebuie. Ați vrut? Da. E, dacă ați vrut, atunci trebuie. Și ne-am pus la masă. Ce avem de împărțit? Păi asta, asta, asta. Când au fost dobândite, am făcut o listă frumos, conform legii, cam astea pot face obiectul partajului. Păi eu am fost informat greșit. Mi s-a spus că trebuie să cer, pot să cer tot. Da, pot să cer tot. Aia nu înseamnă că ți se și dă. Ai cerut, ai plătit taxa de timbru, că altfel nu se poate, și după aia îți spune, nu poate, nu se poate face. Da, înțeleg că judecătorul, într-un fel sau altul, devine un actor în procesul de mediere. Adică, într-un fel. Foarte important, pentru că medierea a luat ființă, conform legii 192 din 2006, tocmai pentru degrevarea instanțelor de judecată. Asta a fost ideea. A fost implementată de Statele Unite ale Americii prin ambasada lor în România, care a înființat în fiecare județ centrele de mediere. Asta pentru că în America, în 1918 a luat oficial ființă medierea, care este baza americanilor la un conflict, pentru că în proporție de 90 și ceva la sută dintre conflicte se soluționează prin mediere, nu ajung în fața unui judecător. Sunt case de avocatură foarte mari și foarte puternice, care urmăresc binele clientului său. Nu îl duce în instanță, unde nu controlează rezultatul. N-are cum. Și nu vorbim de banii care cheltuiește în instanță. Se duc la mediatori și mediatori la ei au sediile cam în judecătorii. Stau la masă și negociază. 90 și ceva la sută din cazuri este covârșitor. La noi, nici 1%. Imediat vreau să punctez acest lucru. Dar o întrebare. Dacă judecătorul este atât de important în procesul de mediere și cred că este foarte important sau ar putea fi, au ceva obligații să se ducă la cursuri de perfecționare de mediator? Nu. N-are de ce. E judecător. Este judecător, dar e o latură care poate ar trebui dezvoltată. Rolul lui, la volumul lor de muncă, este foarte puțin probabil și oricum ei trebuie să judece raportat la probe, raportat la litera legii, nu emoțional. Noi emoțional scoatem din oameni ce își doresc ei. Judecătorul nu face asta. El raportează, ai făcut asta, te încadrezi acolo. Ai cerut asta, se poate, nu se poate, îți dau, nu-ți dau. Stau cât îți dau. El este pragmatic. Cel mai important pentru noi ar fi ca avocații
să apeleze la mediere. Deci când îi vine clientul, să nu-l ducă în instanță. Hai să încercăm să ajungem la o înțelegere. De cele mai multe ori încearcă ei să ajungă la o înțelegere. Dar nu câștigă încrederea părții celelalte, adverse. Ești avocat, urmărești binele clientului tău și este firesc să fie așa. Neavând un om imparțial, neutru, eu dacă vreau să am o mediere reușită, trebuie să câștig încrederea ambelor părți sau câte părți sunt implicate într-un proces sau într-un conflict litigiu. Dacă eu nu am câștigat încrederea lor, rezultatul este zero. Nu-și deschid nici mintea, nici sufletul. Am pierdut din start. Sub ce forme poate fi organizată profesia de mediator sau activitatea de mediere? Este similar cu celelalte profesii liberale. Birou individual și societăți. Și societăți profesionale. Profesionale, bineînțeles. Sub forma unei societăți de tip SRL sau societate pe acțiuni, se poate? Nu. 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 Am înțeles. Să vă răspund la întrebare, când se gata medierea, ce acte se încheie, că n-am apucat să termin. Am sărit direct la final și n-am început cu începutul. În urma unei medieri, poate să fie un eșec, renunțare, înțelegere parțială sau totală. Dar pe final se încheie un acord de mediere care cuprinde înțelegerea părților și un proces verbal de închidere a medierii. Procesul verbal de închidere a medierii se încheie de fiecare dată când se încheie o mediere și se specifică. S-a încheiat în cele patru forme care sunt. Se specifică rezultatul. Clar, da. Acest document poate să fie într-un fel sau altul supus unei acțiuni în justiție? Orice poate fi supus unei acțiuni în justiție. Absolut orice. Pe ce motive? Reale sau nereale? Este obligatoriu pentru părți. Până la schimbarea legii era un contract sub semnătură privată. Iată, după noua modificare a legii de anul trecut, înțelegerea părților este obligatoriu pentru ele. Poate fi supus spre autentificare la un notar public sau consfințit printr-o hotărâre de expedient de instanță de judecată. Cine solicită acest lucru? Oricare dintre părți. Oricare dintre părți? Da. Deci nu mediatorul? Nu. Treaba mediatorului s-a încheiat în momentul în care s-a semnat acordul de mediere și procesul verbal de închidere a medierei. Și nici prin intermediul mediatorului. Ci... Nu. S-a încheiat. Rolul lui s-a încheiat. Părțile singure se duc către instanță și noi le putem spune ce putem face. Noi suntem obligați să raportăm dacă este un proces pe rol, penal sau civil. Rezultatul suntem noi obligați să-l comunicăm instanței de judecată. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să ajungem, vreau să ajungem către poate provocarea esențială a acestei profesii. Înțeleg că avem state în această lume și state dezvoltate unde medierea este de fapt principalul mijloc care duce la soluționarea, stingerea, încetarea unor conflicte între două sau mai multe persoane sau părți și așa mai departe. La noi cum este și dacă nu este așa, de ce nu este? Și ce ar trebui să facem? Deși legea este clară, întâmpin, ca la români, la nimeni. Vin la informare și zic, mă omule, poți să ajungi la o înțelegere. Uite, dumnealui vrea ca să împace cu tine. Hai să stăm la masă, nana. Legea. Ce dă legea? Da. Da, dumnealui, te duci într-un proces, durează. Un an și ceva și rezultatul s-ar putea să nu-ți placă. Mă refer la latura penală, că n-am discutat încă.
într-un proces penal, dar omul vrea să se împace cu dumneatale. Vrea să-ți dea bani, să stinge, s-a depus în instanță și s-a gătat. Nu mai trebuie să merg la proces, să gata procesul. Și partea civilă și partea penală. Da, sunt 42 de infracțiuni care încetează procesul penal. Câteva să ne enumerați dintre aceste... Furtul, înșelăciunea, lovirea, alte violențe. Furtul indiferent de suma... indiferent de suma. Mă rog, valoarea. Indiferent, păi furt e furt. Că v-am luat ochelarii sau că v-am luat Mercedes-ul ăla de 48.000 de euro e... Dacă luați ochelarii înseamnă că aveți ceva cu mine personal. E bine de știut. Ce nivel de educație are societatea românească în această privință? Cunoaște acest lucru? Cunoaște că inclusiv în zona penală pot să parcurgă aceste etape? Chestia cu capra este foarte tare la român. Știi, să moară și capra vecinului. Avem original ceva. Deci, mă întorc cu povestea cu omul care l-am chemat să stingă la... pentru un furt. Era un furt din locuință. Uite, ai bani, ai despăgubire, ai toți. Nu, să ce îmi dă legea. Mie mi-a zis cineva că pot să cer mai mult. Da, ăla n-are pe numele lui nici casă, nici mașină, nici bicicletă, ochelarii nu ia, că nu-i voie să ia. S-ar putea, că noi nu dăm soluții, zicem, s-ar putea, sau cum considerați dumneavoastră că se termină procesul, s-ar putea să-l și achite și să rămâneți cu banii cheltuiți. A, nu! Mie mi s-a spus că trebuie să cer mult. E regulă. Nu trece un an și ceva și îl văd că intră în ușă, pe ușă. Domnul Matei, știți, m-am gândit, eu cred că accept să iau banii ăia. Nu știam că procesul s-a terminat, nu știam nimic. Iau telefonul, sun pe om, zice să fie sănătos, eu am scăpat. Și alții, eu nu scap de pușcărie. Adică, cum adică să nu facă pușcărie? Dar nu-i treaba ta să-l bași pe omul ăla în pușcărie. Treaba ta e să-ți recuperezi paguba. Este justiție restaurativă, conform legii. Ai fost despăgubit. Odată ce ți-a luat banii, să fii sănătos. Bucură-te că i-ai recuperat. Dar trebuie puțin lucra la educație. La lege, nu? Legea e bună. Legea e bună. Legile sunt foarte bune. Românii au legi foarte bune. Dacă se așa aplică, e perfect. Aplicarea e problema. Am înțeles. Vreau să știu ce am putea face să îmbunătățim lucrurile. Să schimbăm sistemul de învățământ. La învățământ ajungem. De acolo pornește chestia. Totul pleacă de la învățământ. Absolut totul. De la educație vă referiți. Educația părinților și învățământul... școlar. Noi suntem la 30 de ani de la Revoluție și nu vrem să ne aliniem cu sistemul de învățământ a țările care au cea mai înaltă performanță. Poate vrem sau poate nu știm. Nu vrem. Nu vrem. Bine, în învățământ, ce am putea să facem noi? M-ați provocat. Nu m-ați întrebat, nu m-am provocat, eu doar v-am răspuns. M-a provocat răspunsul. Este un subiect foarte amplu, care nu ține de mediere. Părerea mea, cu siguranță, nu interesează pe nimeni. Pe mine mă interesează și sistemul nostru de învățământ e receptiv, în general. Trebuie schimbat totul din fașă. Așa, și medierea unde ar avea de câștigat? Nu medierea, au de câștigat oamenii. Nu medierea. De acord că nu medierea oamenii... câștigă. Omul câștigă, societatea câștigă. Așa. Uitați-vă în țările civilizate, nu găsești semințe pe jos, nu găsești... Am mers în metro prima dată când am mers în Viena și n-am văzut un chiștoc, n-am văzut un perete vopsit. Zic, Dumnezeule, stau ăștia cu pistolul? Nu. Eu am văzut, să știți. Ați fost în Ucraina. Și au servicii de curățenie. Dar nu era o mizerie pe jos, nu era nimic, se respectă. Coboram pe banda aia rulantă și mi-a zis prietenul neamț, stai pe partea dreaptă că poate, da, coboară bani, nu, stai pe partea dreaptă că poate unii se grăbesc. O altă chestiune care ar fi interesantă, puteți să ne faceți vreo legătură între digitalizare și mediere? Nu. N-are treabă una cu alta. Oricare mediator sau oricine care lucrează trebuie să aibă cunoștințe de operare pe calculator, pentru că totul se face pe calculator.
În rest este vorba de comunicare. Am înțeles. Dar de ce am întrebat? Se poate face mediere online, spre exemplu? Categoric, da. În sensul acesta m-am referit. Sigur că se poate face. Cum anume? Cum procedăm? Păi deschidem o cameră web. Așa? Da, așa. Și luăm legătura cu omul. Discutăm telefonic. Am avut medieri pe care am văzut doar că au venit să semneze actele. Prin telefon. Și se și înregistrează aceste secvențe? Nu. Nu, e imposibil. Adică nu e imposibil. Este interzis. Pentru că tot ce discut cu clienții mei este confidențial. Eu niciodată cât voi trăi, nu voi spune cine, ce înțelegere a avut. Și am avut provocări de genul acesta. Că știam, erau oameni în Târgu Mureș destul de bine poziționați și au fost la mine și problema s-a rezolvat și vin alții și deschideau subiectul. Mă făceam că plouă, trăgea de mine. Păi știu că a fost la tine, ți se pare, nu știu. Deci este foarte important ca omul să știe că tot ce se discută la mediere este confidențial. Este un mare câștig. Mai ales în cazurile de divorț. Chiar și cele penale, i-a furat din casă. Ce ți-a furat? Păi, nu vreau să enumăr acum niște lucruri. N-ar vrea să știe lumea de că a deținut așa ceva. Nu, e intimitatea lui. Este un subiect atât de amplu încât... În ce domeniu e cea mai dificilă mediere? Dreptul familiei. Dreptul familiei. Ego-ul. Dorința de a-l răni pe celălalt. Și acolo sunt cele mai mari victime, pentru că acei copii rămași fără părinți, cu odată ce s-au despărțit, au sponsori. Majoritatea copiilor au sponsori. Eu îi dau mai mult să țină cu mine, el a dă mai mult că țină cu mine. Lucrurile sunt foarte, foarte, foarte adânci. Vreau să vă întreb dacă la mediere poate să apeleze și un minor. Dacă este reprezentat de un adult, da. Și dacă nu este reprezentat? Nu are drepturi civile. Sunteți profesor de drept? Întreb. Întreb, vreau să știu. Și eu recomand oamenilor tot timpul ca să apeleze la un avocat care le vrea binele. Au fost și cazuri când am zis du-te, hai cu un avocat și avocatul l-a dus în instanță. Bine, el a vrut. Dar eu recomand oamenilor să apeleze la o consultanță juridică. Dacă au noroc să dea peste un om cum se cade, e bine. Dacă nu... Ca urmare, trebuie să aștepte până la 18 ani. Nu. Poate să vină cu părintele, poate să vină cu tutorele. Să presupunem că... Dacă nu are drepturi civile, nu. Nu, în sensul că nu are capacitatea de exercițiu de plină. Că drepturile civile le are. Dar eu mă refer, spre exemplu, în zona de muncă. Minorul poate să încheie... Poate la 16, înainte de 18 ani. De la 16 ani poate să încheie anumite contracte de... Și dacă îi apare un litigiu în zona de relații de muncă, este nevoie neapărat de părinte? Ăsta, nu. Dar eu recomand, da. Am înțeles. Deci ar putea chiar în unele odată situații... Odată ce el a semnat și codul civil îi permite, el răspunde. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să adresați un mesaj către cei care ne urmăresc, în special către studenți, dacă se poate. Este o profesie foarte frumoasă. Trebuie să vreți să faceți bine. Câștigați și bani dacă faceți bine. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și aștept să vă fi plăcut, să fi învățat din această emisiune o serie de chestiuni care sunt fenomenale. Medierea este un domeniu extraordinar, poate prea puțin cunoscut și educat în societate, într-un fel sau altul, și care ar putea să stingă multe din problemele pe care le avem la un moment dat sau să le pună capăt mult mai devreme. Eu vă mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine!